Andrei, patronul Roșalbaștri a vorbit din nou despre situația stadionului din Ghencea și posibilă împăcare cu CSA. No. Dacă despre împăcarea cu CSA, cred că nici n-are rost să discutăm pentru că e imposibil. Legat de stadion, acolo chiar cred că sunt șanse reale să vedem curând FCSB-ul pe acea arenă. Ce părere ai? Da. În primul rând, cum să zic, e frumusețea competiției și a apropierii meciurilor. Iată Gigi Becali care spunea că nu o să mai vorbească și că stă departe, nu mai vrea să aibă legătură cu mass media pentru a n-a oară. Revine din nou în mod public și vorbește de cele mai importante subiecte ale echipei. Acum, legat de o potențială fuziune cu CSA Steaua și de faptul că cei de la Sud au spus că dacă va obține culorile, palmaresul și numele, se vor întoarce alături de echipă. E greu de crezut pentru că cei de la Sud au avut probleme cu Gigi Becali personal. Când erau toate acolo, când nu, măcar nu exista posibilitatea să se rupă în două Steaua sau să apară o altă entitate. I-a rupt el. Da, i-a rupt el, exact. Așa. Deci asta cred că putem să o excludem din start, pentru că oamenii de acolo sunt văd altfel lucrurile decât Gigi Becali. Modul de a conduce al lui Gigi Becali e cumva atipic suporterilor radicali, da? Pentru că Gigi Becali vrea să fie patronul care se implică în tot. Suporterii radicali la toate cluburile, nu numai la Steaua sau la FCSB, au o altă viziune. În partea cealaltă cu stadionul, e o chestie, cred că, strict birocratică în momentul de față, adică în momentul când lucrurile vor fi... În momentul ăsta așteaptă de la guvernul ordonanță de urgență până care stabilească metodologia de închiderea stadionului. În momentul când va fi acea metodologie stabilită, devine aproape imposibil, pentru că persoanele care trebuie să închirieze acest stadion vor face fapte penale dacă nu vor pierde bani în mod evident și nu poți să spui, domnule, am un meci de juniori under 19 pentru că tu poți să iei 60.000 de euro pe un bun public. Adică... Domnul Dinu, vreau să vă întreb, credeți că odată cu revenirea FCSB-ului pe noul stadion Ghencea, care e o chestiune de timp, vor migra mai mulți suporteri înapoi la FCSB. Nu vorbim de Peluza Sud și așa mai departe, că sunt și, să spunem, neutrii care... Vor reveni suporterii de cartier, nu cele două. Cele două, adică peluze va fi stadionul plin? Cele două peluze rămân și date în continuare. Asta e clar. Niciodată. Dar stadionul va fi plin, peluza credeți? Asta, echipe de Liga a doua, se va apropia de peluza lui Mustață, cum îl cheamă, nu? Mustață, da. Deci, da, în schimb, suporterii de cartier, cei din drumul taberii de militari, probabil că vor... umple stadionul de multe ori când deci credeți că va fi cu stadionul da, sigur, da, nu ne-a, nu are nicio legătură cu peluzele sau cu suporterii galeriei da, cu ultra și, da, ultra și dar cei mulți vor veni și probabil și mai aproape de casa lor, decât să mergi până la Arena Națională, aici în cartier și, da. Ei au fost o echipă de cartier de-a lungul timpului. Dacă e să fim sinceri acum, mai sunt două lucruri. Unu, românul în general e un suporter de rezultat. Și eu sunt convins că dacă, de exemplu, echipa Armatei, CSA Steaua, ar juca în Liga 1 și ar avea și ceva rezultate, ar umple și ea stadionul la foarte multe meciuri. Da, pentru da. Că oamenii, cum spune și domnul Dinu, oamenii care sunt în cartier, vor merge la meciuri, indiferent că joacă FCSB sau Steaua. Ei nu se identificat de mult cu Armata sau cu Becali. Exact, Steaua e. Și dacă sunt rezultate și performanțe, ai un stadion nou, cochet, de ce n-ai merge? Până la urmă... E adevărat. Crezi că... va avea un impact și asupra jucătorilor de la FCSB, nu știu, să se simtă și ei mai aproape de Steaua ca jucători? Da, sau nu crezi că impactează nu, de mult? Nu cred că e... Nu știu cât de mult înțeleg ei ce a însemnat stadionul pentru... Actual nu sunt legați nu de sunt legați. Ce a însemnat Steaua din Ghencea pe vremuri. Poate au văzut la televizor. Tocmai asta spun. Poate se vor apropia de o oarecare conștientizare. Da, e... Nu? Sunteți circumspect. Nu cred că jucătorii români ziua de azi... Nu vă pătare Popescu să simtă un fior când ies pe Ghencea. Acum simțe conștiințeală cătuși. Da. Plus că ei au avut parte, ceilalți n-aveau parte de un alt stadion. Adică era Ghencea, aia era casa ta, acolo mergeai. Ei au crescut, să spun, ca jucători, ca fotbaliști, pe Național Arena, un stadion extraordinar, da? Nu da, mai da, poți da. Să ai fior când intri pe Ghencea și pleci la vestiar, pentru că tu deja te-ai obișnuit. Ai avut 50.000, de acord. Avut... Da, și totuși... mai ceva. Ei acum acolo vor merge numai pentru jocuri. Da.
Nu se vor antrena, nu? Da, da, da. Înainte să, acolo mâncau, acolo dormeau, acolo se antrenau, acolo făceau refacere. Era efectiv ca o casă lor, cum a zis Andrei. Era, mergeau în fiecare zi acasă. Da, da, da. Corde a dorit Augsburg, domnul Dinu, credeți că se face? E dorit de la Moș Nicolae, nu se mai întâmplă, vine Paștele acum. Da. Nu știu ce, nu cred că dacă voiau să-l ia la 4 milioane, că spune Dorbecali, îl luau. Nu cred că la Augsburg totuși 4 milioane nu este o sumă care să fie imposibil de plătit. Nu știu, n-am idee ce se întâmplă. Ar trebui, poate ar fi momentul să-i dea drumul, pentru că nu știm cum voi evolua în continuare Corde, da? E treaba domnului Becali, dânsul decide. Da. Nu... Andrei Bauza spune Gigi Becali, las, simpatică, las pe Mititelul să-și facă și el prețurile, că îl înțeleg. Asta e strategia patentată de Gigi Becali. Azi, dar niciodată nu mă interesează la 2 milioane, maxim 700.000 de euro. Bine, aici e un joc între ei, pentru că ei de-a lungul timpului au mai făcut, inclusiv cu Companio, jocul ăsta și schimbul de replici. Acum, nu știu dacă ar da 2 milioane Gigi Becali, deși ăsta e prețul. Cu siguranță nici și Mititelul probabil că nu se așteaptă să primească 3 sau 4 milioane de la un patron de Liga 2, 1. 2 ar da? Nu, am zis că nu știu dacă i-ar da 2 milioane. Dar la 1 milion jumate, eu cred că ar fi o afacere bună pentru ambele echipe. Bauza, nu contestăm ce cațe, dar până acum n-a avut niciodată continuitate. Corect. A venit de la Cixereda, da? A jucat la Craiova. S-a accidentat. I-a jucat, iar n-a jucat. Foarte talentat, un argentinian cu calitate, într-adevăr, dar hai să ducă și el un campionat cap-coadă, să facă o performanță cu echipa lui. Da, eu cred că, știu, dar dacă privești lucrurile, vă dau un exemplu. Reușești să vinzi Pășut cu 3 milioane, poți să dai 1,5 milioane pe Bauza. Adică n-aș vedea o afacere în care FCSB să iasă în pierdere sau Gigi Becali. Dacă reușești să iei 3 milioane Pășut... După 1,500 lui Companiu, 1,700 lui Miculescu, încă 1,500 să aduci un jucător și să nu duci măcar în grupul Europa League, mie mi se pare gaură. Bine, Gigi Becali mai are și eu. Nu-i treaba mea, sunt Biden-ului de acord. Da, eu, nu, exact. Eu nu cred că merită mai mult de, cum a spus domnul Becali, 700.000 Bauza. Sigur, 700.000 și niște procente în continuare, niște alte bonusuri de performanță, câștigă campionatul, joacă în grupe Europa League, Champions League, mai primește bani. Dar așa în condițiile în care încă el n-a avut continuitate. Ce a jucat am asta la Craiova el? Da, da, sunt de acord cu dumneavoastră. Mai nimic n-a jucat. Aici vorbim de modul în care l-ar vinde și Mititelul, că la 700.000 nu îl dă, 100%. El vorbește acum un jucător care doar ar putea să facă. Speranță, da, exact. Sperăm să facă, sperăm, dar are și 25 de ani, care, nu? 26, mi se 26. 26. Nu știu, să gândească foarte bine, da. Da. Primul derby al anului, CFR Farul Andrei, luni, mă rog, Farul CFR. Cum se pare această partidă? Foarte interesantă, pentru că vorbim de două filozofii total diferite. Adică, practic, sunt extremele în ceea ce înseamnă fotbal și nu numai fotbalul românesc, ci în fotbalul mondial. Filozofia de management. De management și de joc. Da. Adică, filozofia de management pe investiții masive în jucători foarte mulți străini, care este cea de la CFR Cluj. Filozofia de a crea foarte mulți fotbaliști români de la Faru. Pe de altă parte, antrenorul eminamente defensiv sau cu cele eminamente ofensiv. Spre defensivă cu cel spre ofensivă. Deci sunt două, sunt practic două lucruri total diferite. Foști colegi de echipa națională, probabil între cei mai buni fotbaliști români din toate timpurile. Doi antrenori care au câștigat titlul, care știu ce înseamnă lucrul ăsta. Da? Cumva este încă un test pentru Faru. Pentru că CFR Cluj, indiferent ce se va întâmpla în acest meci, știm sigur că va fi pentru titlu până la final. Acum, dacă Faro va reuși să câștige, cu siguranță putem vorbi de o echipă care se va bate de la egal la egal cu FCSB și cu Faro și cu CFR până la final. Dacă va câștiga CFR și așa, lucrurile un pic se vor mai domoli și acolo și probabil că va fi doar un arbitru pentru ce se va întâmpla mai departe. Domnul Dinu, cum vedeți acest joc? Și cu cine țineți așa, dacă când vă uitați la CFR cu Faru, de exemplu? La acest moment, cu Faru. Cu Faru. De ce? Pentru competiție, pentru interesul care îl poate avea competiția cu o echipă Faru acolo sus. Faru va fi importantă echipa asta în campionat, cât e pe primul loc. În momentul când începe să coboare, atunci va fi greu să mai revină în fruntea clasamentului. Și pentru asta, pentru ce face Hagi acolo, reușește în fiecare an să scoată niște jucători care alte cluburi nu-i scot,
pentru tot ce înseamnă Academia asta și Farul Constanța, acum cu Farul. Deși am spus-o la începutul campionatului, favorită la titlul MCFR-ul în continuare.